Salutare! Salut! Ne aflăm în Den Bosch din nou și o să mergem să vizităm galeria de artă a lui Hieronymus Bosch. Sunt diferite de arta cu care suntem obișnuiți. Ia zi, Iris, ce ai găsit acolo? Răscui poate te transformă în prinț. Păi n-ai mă deja un prinț. Aici avem și scene din pasiune. Un pelican care își ciugulește pieptul pentru a-și lini proprii pui cu sânge. Și cina cea de taină văzută de un fan al lui Hieronymus Bosch. Sunt destule scene ciudate aici. Salutare! Salut! Ne aflăm în Den Bosch din nou și o să mergem să vizităm galeria de artă a lui Hieronymus Bosch. Este un fel de muzeu cu operele sale expuse, doar că sunt copii ale operelor sale. Originele sunt în muzee din toată lumea. Și aici avem niște copii fotografiate ale lui, cred că sunt gen printuri, ceva de genul. Biletul de intrare este 10 euro, este într-o fostă biserică. Pentru cine nu știe, Hieronymus Bosch este un pictor, artist olandez, destul de controversat, din secolul 15. Bunicul lui a venit din Aachen, din ce am citit, care și el era pictor. S-a stabilit aici în Den Bosch și toată familia sa era o familie de artiști. Tatălui, bunicului, fraților, toți erau pictori, așa că el a decis, ca să nu existe, cum să zic, să nu fie confundat. O confuzie. Da, să nu existe confuzie între el și frații lui, a decis să ia numele de Hieronymus Bosch. Bosch venind de la Den Bosch, orașul în care a locuit, s-a născut și a lucrat ca artist. Așa că haideți cu noi să vedem cum arată la interior picturile lui Hieronymus Bosch. Haideți! Deci suntem la muzeul Hieronymus Bosch și aici avem copii ale lucrărilor sale. Lucrările sale sunt picturi de obicei ale unor coșmaruri sau scene științifico-fantastice, reprezentând cursul vieții, iadul sau pur și simplu coșmaruri. Este un artist destul de controversat. Deci aici avem o pictură numită Creația de Evert Thielen, inspirată de arta lui Hieronymus Bosch. Deci aici poți să și cumperi copii ale lucrărilor sale. Sunt și animații prezentate aici la televizoare ale lucrărilor sale de artă. Toate sunt copii, originale sunt în diverse muzee din jurul lumii, deoarece sunt destul de scumpe tablourile sale. Acum o să luăm liftul până sus, să vedem cum arată orașul Den Bosch de sus. Da, aparent am ajuns sus la Panoramic View, doar că nu putem să ieșim afară, suntem încuiați aici. Nu putem să ieșim să vedem view-ul panoramic din exterior, îl vedem doar din spatele sticlei. Vedem orașul. Pe aici nu am loc să trec. Dar e drăguț. Acolo este o catedrală. Da, unele din tablouri chiar sunt interesante.
sunt diferite de arta cu care suntem obișnuiți. Sunt inspirate de Hieronymus Bosch, făcute de alți artiști. Deci aceste tablouri sunt făcute de diversi artiști din toate colțurile lumii și au fost trimise prin poștă către acest muzeu pentru a fi expuse aici. Este diferită arta inspirată de Hieronymus Bosch. Uitați aici și o dronă. Și de că noi am încă până etajul 5 ca să vedem priveliștea panoramică și acum coborăm pe scări. Niște scări tipic olandeze foarte înguste. Și la fiecare etaj avem expuse opere de artă inspirate de Hieronymus Bosch. Fiți atenți cum este aici. Deci scara asta e undeva suspendată. E foarte nașpa pentru cei cu frică de înălțime. Ce fain este. Wow. Da, și putem să coborăm lângă orgă. Ce tare. Eliza e deja acolo jos. Și uitați lumea de la parter. Hai să vedem. Galeria de artă se află într-o fostă biserică, ceea ce o face și mai interesantă. Și cum spuneam, toate sunt copii ale lucrărilor lui Hieronymus Bosch, nu sunt originale, dar este destul de interesant. Ia zi, Iris, ce ai găsit acolo? Răscui patente, transformă prinț. Păi n-ai, mă, deja un prinț? Unde mai cauți tu prinț? Ce rușine! Nu să... Abia ver să fie așa, aoleu, cu castele! Aoleu! Dragon? N-am fost niciodată de aproape de o orgă. Deci, această operă de artă se numește prostituție. Nu înțeleg de ce. Deci avem și scene din pasiune. Un pelican care își ciugulește pieptul pentru a-și lini proprii pui cu sânge, reprezentându-l pe Iisus care s-a sacrificat pentru omenire. Și în jurul acesta este Iisus. Aici cu crucea, aici răstignirea și aici, pe fundalul negru, se află demoni care sunt foarte puțin vizibili. Uitați ca ce sunt. Foarte interesant.
aici le avem pe Sfântul Ioan, pe insula Patmos, unde a fost exilat de către romani. Și aici este vizitat de către un înger. Aici le avem pe Sfântul Ioan, botezătorul. Originea se află în Madrid. Acolo unele cuțipi care se află la Muzeul Național din Londra. Deci, Pomo se numește acesta, când Iisus a fost torturat. Aici este Iisus când își cară crucea. Iar și Iisus când își cară crucea și mulțimea. Să vedem astea, mi se par tari. Deci, partea asta avem alt tablou. Și afară arată cum bogătașul vine fără bani. Și în interior arată purgatoriu cumva. Arca lui Noe, mor. Nu te crezi tu. Da. Ultima judecată, asta este expus în Bruj. În Bruj? Da. Cred că asta e mișto de fapt, Grenin, Genin, ultima judecată. Ce imagine. Deci asta este o scenă din ultima judecată. Aici sunt oameni care se ridică din morminte, între care și regi, împărați, cardinali, arătând că toți suntem egali la un anumit moment dat. Și aici sunt diversi demoni cu diverse forme care îi trag pe cei suflete celor morți în iad. Deci aici avem viziunea ale vieții de apoi. Sunt doar panourile laterale a unui întreg care se numea judecata finală. Aici avem intrarea în rai, un tunel luminat, îngeri și suflete care merg în rai. Aici este raiul, verde, frumos. Și apoi abisul, iadul întunecat. Cu demoni și oameni chinuiți pe vecie. Aici avem tot ziua judecății, dar deja judecata a avut loc. Și cei norocoși care merg în rai sunt sus aici. Acesta este raiul. Și cei ghinioniști care au trăit o viață păcătoasă așteaptă să fie duși în iad, unde sunt chinuiți pe vecie. Uitați. Sunt copți la rotisor, în tigaie, în ceaun. Aici avem alte tablouri inspirate de Hieronymus Bosch. Acesta este cine de cea de taină. Și cina cea de taină văzută de un fan al lui Hieronymus Bosch. Ferutarea asta, curioasă este. Da. Și aici ce au ei în farfurie, că este un om care este înjunghiat de o broască. Da. Și
și aici iarăși altul. Iarăși, uite, ușorul. Care, da, am văzut noi sus. Da, aceasta este artă inspirată de Hieronymus Bosch, de către un alt artist. Boris van de Grint, 2023. Deci este recentă aceasta. Dar foarte interesantă, da. Aici avem cea mai cunoscută opera lui Hieronymus Bosch, Grădina plăcerilor pământești, cred că am tradus bine, The Garden of Earthly Delights. În stânga avem căsătoria dintre Adam și Eva și un peisaj paradisiac. În dreapta sunt păcatele trupești și ce ne aduce păcatul dacă nu suntem cuminți. O să avem o viață de păcat, un păcat. Și apoi sunt păcatele omenești reprezentate aici pentru dorința de a avea mai mult, de a fi bogat, de a avea totul, cădem în păcat. Da? Și apoi în dreapta avem iadul. Sunt destule scene ciudate aici. Toți aici un cuplu alb și negru. Păsările acestea le-am văzut și în cina aceea de taina aceea. Tocmai da, am văzut-o. Da. În aceleași păsări, că sunt da. Inspirați. Dar uite aici cuplu interracial. Da? Aici un copil ține o buniță în mână, în brațe. Și aici alți artiști au dat viață creațiilor lui Hieronymus Bosch. Da. Să coborâm și la subsol, să vedem ce avem aici. Temnițe. Oh, Eliza pictează. Ce desenezi, Eliza? Un ciubuțel, încerc. Cu e în cap? Este o pasăre? Da. Oh, da. Bravo, baby, te transformi într-un artist. Uitați aici o operă de artă făcută de copii. Mange, mange, mange. Da. Se spune că aici, la subsolul bisericii, a lucrat o parte din timp Hieronymus Bosch, a pictat aici. Probabil că acesta este el. Da, aici pictă el. Uitați-l la treabă. Ia să vedem ce ascunde acest tablou. Nu se deschide. Așa este din două bucăți.
Interesant. Și aici se încheie plimbarea noastră din Den Bosch, pe ploaie, ca de obicei. Da. Merită vizita muzeul, expoziția de artă. Da, mi-a plăcut foarte mult. Adică chiar fain. Da. Niște interesant. Idei ciudate la care ne așteptam, dar da, parcă prea multe să le vezi așa în detaliu, da. E mai interesant. Foarte multe detalii. Așa că, într-adevăr, puteți să-l puneți pe listă dacă ajungeți în zonă. Dați un like, un comentariu dacă v-a plăcut sau dacă nu v-a plăcut, cum vi se pare arta lui Hieronymus Bosch. Și vă mulțumim pentru vizionare. Mulțumim! Și ne vedem în video următor, că fugim de ploaie. Da. Ciao. Ciao.